Aloha! Aloha, dragilor! Să știți că noi părăsim astăzi insula Maui și suntem un pic triști. Chiar mă încearcă așa niște emoții. Îmi pare rău că plec de aici, îmi pare rău că las priveliștea asta în urmă. Dar în același timp sunt fericită că am avut șansa să trăiesc asta. Corect. Și recunoscătoare. Este cel mai important. Ideea este următoarea. Noi acum trebuie să mergem, să ducem mașina la centrul de închiriere, apoi mergem la aeroport. Avem zbor cu escală în Honolulu, capitala statului Hawaii, insula Oahu. Cu ocazia asta vedem Oahu de sus. Cu ocazia asta ajungem în Honolulu. Vom face cam 20 de minute până în Oahu. Acolo avem escală de o oră și apoi încă 6 ore aproape până în Los Angeles. Ajungem undeva la ora 10 și jumătate seara. Oh, fain. Așa că hai să o luăm din loc. Mergem înainte. Da. Haideți cu noi. Poți mă lași aici pe balcon? Are you ready? Nu. Sincer, nu. Am primit aceste măști de la prietena noastră, Tara. Sunt realizate de ea. Și uite, chiar o să o port. E specifică insulelor Hawaii. Vesele. Îmi stă bine? Mm-hmm. Mă și asortez, uite, vezi? Da, bine, bine. Hai să mergem. Ai putea să mă uiți aici în Hawaii? Și să-ți dai seama în California și să vii, să mă iei, să mai stăm aici niște zile? Nu e rău. Da, o mă lau un 5 sau 6. Gata, am ajuns la aeroport, am predat mașina acum. E un pic rău așa, de la stomac, de la emoții. Emoții, de la faptul că trebuie să plecăm. Hai să mergem. Hai să mergem până la bine. Bye bye, car. Thank you. Thank you. Aloha. Aloha. E foarte frumos sentimentul când aterizezi în Hawaii și e foarte aiurea când pleci. Dar asta obicei, se aplică peste tot. Știi gluma aia? Care e cel mai rău vin? Vin din vacanță. Așa că v-a plăcut, nu? Ho-ho-ho! Trenul lui Moș Crăciun. L-am găsit pe Moș Crăciun în aeroport. Ho-ho-ho! Merry Christmas! Gata, am trecut și de securitate, acum mergem spre poarta de îmbarcare. Acest aeroport pare că am părăsit așa. Noi vrem să cumpărăm niște suveniruri, dar nu găsim. Toate magazinele sunt închise. Am urcat în avion, dar uitați cât de murdare sunt aceste geamuri. Nu prea o să avem vizibilitate bună, mai ales să filmăm. Câteva minute ajungem în Honolulu. Știți vorba aia când eram mici? Când te duci în Honolulu? Bun venit în Honolulu. Aeroportul ăsta este plin. Și totul este deschis, toate magazinele, cafenelele. Doar că noi ne grăbim să prindem celălalt zbor. Să știți că avionul este aproape plin. Aici pe mijloc mai sunt câteva persoane. Nu se respectă nicio regulă, spune Andreea. Foarte interesant. Și Andreea a văzut doi oameni ai străzii care se întorc din Hawaii. Da, erau doi oameni ai străzii extrem de fericiți că se întorc în California. Bye bye Honolulu. Aloha, mahalo i keia kipa ana mai. When you're here with us, you're in Hawaii.
Salutare tuturor! Aloha, dragilor! Noi am ajuns acasă după vacanța din Hawaii, după 12 zile în paradis, 12 zile de vis și ne-am revenit cu greu. Trebuie să spun că acasă în California, nu acasă în România. Mulțumesc, Ian, bravo, ai punctat bine. Dar ne-am luat așa câteva zile să ne revenim puțin și să ne facem curaj să tragem linie cheltuielilor pe care noi le-am avut în Hawaii, pentru că da, este cea mai scumpă destinație în care noi am fost vreodată. Corect. Și facem acest video în urma sondajului postat pe Instagram, Facebook și YouTube, în care voi ați decis să filmăm, pentru că nu știam dacă să o facem sau nu. Și nu e o laudă, ci sper să vă ajute pe voi să vă faceți un buget de călătorie dacă vreți să călătoriți în această destinație. Așa cum am făcut din toate țările pe care le-am vizitat și în Asia, ne-am prezentat bugetul încă de la început. E important pentru cei ce intenționează să vină într-o vacanță să știe la ce costuri să se aștepte. Așadar, trebuie să le luați ca niște informații utile și atât. Pentru noi, insula Maui din Hawaii a fost una dintre destinațiile de top în care ne doream să ajungem de foarte mult timp. Știam la ce să ne așteptăm, știam că este o destinație extrem de costisitoare și am mers cu totul pregătit, atât cu inima deschisă, cât și cu portofelul deschis. Și cu buzunarul. Da, și am ales să vizităm insula Maui pentru că din câte am citit noi și am căutat informații, am înțeles că este insula care adună așa câte puțin din fiecare și ne oferă și puțin din Oahu și din Kauai și din Lanai și din Molokai. A fost o incursiune perfectă în cultura hawaiană, ești corect. Noi intenționam de astă vară să mergem în Hawaii, dar insulele s-au deschis abia pe 15 octombrie și din acest motiv abia acum am reușit să ajungem aici. E important de precizat faptul că insulele Hawaii la început au impus carantina obligatorie de 14 zile. Abia după o vreme au renunțat la restricții și au permis accesul turiștilor cu testul COVID negativ. Așadar, da, am fost nevoiți să ne facem testul COVID cu 72 de ore înainte de zbor la o companie agreată de statul Hawaii care să respecte întru totul cerința lor. Am ajuns la centrul de testare al celor de la Hawaiian Airlines și așteptăm acum să fim testați. Hello, good morning! Am venit mai devreme cu o oră. First, open the nasal swab. The swab is sterile, meaning it is totally clean. Acestea sunt instrucțiunile testului pe care urmează să-l facem. Testul costă $90 și am emoții că trebuie să ne băgăm. Dar nu trebuie să bagi până în creier, nu e testul acela. Nu e? Dar îmi spunea și în video. Da, o să primim rezultatul în 36 de ore prin SMS, o să primim un link, apoi intrăm noi și verificăm online dacă a ieșit negativ sau pozitiv. Am emoții. Bine, noi nu prea am ieșit în ultima perioadă. Am stat mai mult în casă și am ieșit doar la cumpărături, deci nu avem de ce să avem emoții. Sperăm să fie bine și să iasă testul negativ, să putem zbura în siguranță către Hawaii. Așadar, prima cheltuială este testul COVID în valoare de $180. Și acum haideți să vorbim despre costul biletelor de avion. În total, două bilete dus întors pe ruta Los Angeles-Maui ne-au costat $960. Dacă inițial am plătit un cost de $834 pe biletele de avion, pentru că ne-am mai prelungit șederea, a trebuit să mai achităm o taxă de $126. Am uitat să precizăm faptul că noi am plecat pe data de 29 noiembrie și am revenit în Los Angeles pe data de 10 decembrie. Și acum haideți să trecem la cea mai costisitoare cheltuială noastră din Hawaii și anume cazarea. Căutările noastre pe cele două platforme pe care noi le folosim, Booking și Airbnb, ne dădeau rezultate ce porneau de la $140 pe noapte. Dar atenție, la cei bani nu primeai o cazare pe malul oceanului, ci undeva la mijlocul insulei. Da, și pierdeai foarte mult timp pe transport, motiv pentru care a trebuit să ne gândim puțin și să apelăm la metode alternative. Am găsit acest sistem timeshare, pe care mulți dintre americani îl folosesc și așa am găsit cazări mai ieftine pe malul oceanului. Ați văzut și voi în ce apartamente frumoase am stat. În total, pe cazare am plătit un cost de $1450 pentru 11 nopți. Costul pe noapte a fost de $110, dar a trebuit să plătim o taxă suplimentară de oaspeți de $100 pentru fiecare cazare. Părerea mea este că e un cost foarte mare, mai ales dacă ne raportăm la bugetul unui călător full-time, însă dacă alegi să mergi în vacanță sau dacă alegi destinația Hawaii, atunci putem afirma că e un preț decent. Următorul cost este mașina. Noi am făcut rezervarea încă de când eram aici în California. Noi am optat pentru un Jeep Wrangler care ne-a fost de mare folos și am făcut turul insulei în lung și în lat. Mi s-a părut o mașină demnă de insule Hawaii, roșie, decapotabilă. Pentru cele 12 zile am plătit suma de $465.
ceea ce înseamnă 38,75 de dolari pe zi. Următorul cost este benzina, care este puțin mai scumpă față de continent, de partea continentală, pe care am plătit 165 de dolari. Prețul mediu pe care l-am văzut eu acolo este 3,5 dolari pe galon. Și acum haideți să vorbim despre mâncare. Am încercat aici zona de restaurante, dar și zona de supermarketuri, pentru că de foarte multe ori găsim mâncare gătită în supermarketuri și s-a dovedit a fi o opțiune nemaipomenită atât din punct de vedere al gustului, cât și din punct de vedere al costurilor. Mai ales deci, la micul dejun. Da. Ne luam câte o porție de orez cu somon sau cu carne și o omletă. Sunt foarte multe opțiuni și nu ni s-au părut costisitoare față de partea continentală. Aș spune că prețurile sunt similare cu cele din California, chiar și cu cele din statele din nord, cum ar fi Washington State sau Montana, să spunem. Costul în ceea ce privește alimentația se împarte în două, zona de restaurante și zona de supermarket la noi. Și haideți să vă spunem exact cât am plătit pentru fiecare dintre ele. La supermarket în total am achitat suma de 411 dolari, iar în zona de restaurante 325 de dolari. În total, mâncarea ne-a costat 736 de dolari pentru 12 zile, iarăși un cost destul de mare. Și acum o să trecem la ultima parte a cheltuielilor noastre, pe care o să o numim generic altele. Andreea, e legătura. Da, aici intră partea de shopping. Am fost la un magazin Ross la un moment dat și am făcut câteva cumpărături. În total am plătit 40 de dolari. Apoi am vizitat două parcuri naționale, Haleakala și Yao Valley, și am plătit pentru cele două 35 de dolari. Iar un cost inedit este internetul pe care l-am plătit la primul hotel, și anume suma de 24 de dolari, pentru că nu era inclus în prețul camerei. Cam astea sunt în mare cheltuielile, să spunem, obligatorii atunci când mergi într-o vacanță. Unele dintre ele sigur că pot fi trecute cu vederea, cum ar fi cumpărăturile de la Ross, dar noi vrem să vă mai prezentăm o cheltuială care nu trebuie neapărat să fie luată în calcul de voi, ci este opțională. Corect. Este vorba despre plimbarea cu avionul, care a costat 700 de dolari. Prețurile pot varia în funcție de durata zborului și de destinațiile alese. Depinde pe unde vreți voi să zburați. Da, poți da turul insulei Maui, poți da turul insulei Molokai sau al insulei Maui sau pe toate trei la un loc, și atunci prețul este mult mai mare, sau poți alege să zbori pentru 10-15 minute și atunci plătești mai puțin. Noi am zburat mai bine de o oră și de aceea am plătit suma de 700 de dolari. Cam acestea sunt costurile, acum e timpul să tragem linie și să spunem exact cât am cheltuit, pentru că abia aștept eu cu calculul final. Ion încă nu știe cât am plătit, dar îți spun eu, stai așa să ne uităm în aplicație. Tobe! Și în total, vacanța în Hawaii, timp de 12 zile, în insula Maui, ne-a costat 4754 de dolari. Deci toate cheltuielile incluse. Da, ai fost pe aproape. Dacă vii din România, mai adaugi încă 1500 de dolari. Sau chiar mai puțin, depinde de ce variantă de zbor găsesc găsești. Zboruri destul de ieftine către Los Angeles. Da, și poți găsi zboruri și mai ieftine din Los Angeles către Maui sau către Oahu, de exemplu. Corect. Da. Acum totul ține de noroc. Nu știu dacă prețurile pe care noi vi le prezentăm sunt mai mici din cauza pandemiei sau datorită pandemiei sau așa sunt în mod normal. Nu știm asta. Le spuneți voi dacă ați fost în alte perioade în Hawaii, atunci, dacă am plătit mult sau puțin. Da. Nouă ni se pare cam mult pentru 12 zile, da, dar dacă ne mult, gândim... foarte mult. Da, dar dacă ne gândim că ne-am dorit toată viața să ajungem în Hawaii... Da, până la urmă sunt niște cheltuieli asumate, dar atunci când tragi linie, într-adevăr, ți se zbârlește părul de tine și e o sumă destul de mare. Da, dar rămânem cu amintiri frumoase, rămânem cu experiența... Odată în viață, cel puțin. Noi spunem că o să mai revenim, dar cine știe. Nu se știe niciodată, așadar am vrut să profităm la maxim de tot. Cum ne știți, deja noi mergem pe un buget mediu întotdeauna. Nu alegem cele mai ieftine variante, dar nici cele mai scumpe. Încercăm să găsim un echilibru și să ne bucurăm de destinațiile în care ajungem, dar în același timp să facem și anumite compromisuri, pentru că altfel nu am fi aici. Corect. Cam acestea sunt cheltuielile, vă rugăm să ne lăsați în comentarii cam ce părere aveți voi despre acest buget, cum vi se pare scump, ieftin față de Europa sau față de alte destinații pe care le-ați văzut voi sau unde am fost noi sau ce știți voi despre Hawaii, de ce nu? Da. Și noi o să vă răspundem. Da, și dacă nu ați vizionat videourile noastre din Hawaii, aveți treaba, pentru că am filmat în fiecare zi. N-am ratat nimic. Sperăm că a fost un video util, că am venit în sprijinul celor ce intenționează să călătorească în Hawaii în următoarea perioadă sau în anii următori sau au acest vis așa cum l-am avut și noi, și în același timp sperăm că ați savurat alături de noi experiențele din insula Maui. Ce să vă spunem, mahalo și ne vedem mahalo în viitor. M-am pupat de departe.